pentru a evangeliza din Sfântul Său Cuvânt, din cartea lui Iov, capitolul 16, la versetul 11, până la 22, inclusiv. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiți și mă aruncă în mâinile celor răi. Eram liniștit și m-a scuturat. M-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o țintă. Săgețile lui mă înconjoară de toate părțile, îmi străpunge rărunchii fără milă. Îmi varsă fiera pe pământ, mă frânge bucăți, bucăți. Se aruncă asupra mea ca un războinic. Mi-am pus sub un sac de piele și mi-am prăvălit capul în țărâni. Plânsul mi-a înroșit fața și umbra morții este pe gloapele mele. Totuși, n-am făcut nicio nelegiuire. Și rugăciunea mea totdeauna a fost curată. Pământule, nu mi-a acoperit sângele și vaidele mele să n-aibă margine. Chiar acum, martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiului omului împotriva prietenilor lui, căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit și mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi întoarce. Amin. Rog să ocupați locul. Subiectul pentru această dimineață din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu se intitulează Singura ancoră în vremea suferinței. Am ales cu ajutorul Tatălui versetul 19 ca fiind verset de ancoră. Chiar acum martorul meu este în cer și apărătorul meu este în locul înalt. Într-o lume în care se duce tot mai mult de suferință și care este tot mai puțin acceptată, chiar și dintre noi, într-o lume a anestezicelor, într-o lume în care, pentru cea mai mică durere, e o pastilă, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne același. Suferință, chiar și în vremuri de încercare. Să acceptăm suferința lui Hristos, să acceptăm suferința pe care Dumnezeu o îngăduie pentru noi și în noi, pentru a ne desăvârși. Există un pârâș, frate, un pârâș al fraților noștri, cum spune acolo. Acesta este diavolul și de multe ori ne cere ca să ne cearnă ca și de grâu. Dorința lui Dumnezeu este ca să ne dea putere în aceste încercări. După cum am văzut și în cântecele care s-au cântat, deosebit de minunat, dorim ca Dumnezeu să ne dea putere pentru a trece din aceste încercări și pentru a le accepta în viața noastră ca făcând parte din harul celui prea înalt. Un grup foarte mare de persoane astăzi refuză în mod constant și cu mare responsabilitate, zic ei, să facă pasul credinței spre a-L urma pe Hristos Domnul, pe motivul că nu vor putea să țină cu strictețe cărarea strântă. Și de urmare, ulterior, ar fi expuși la tot soiul de suferințe, la tot soiul de încercări. Acesta, dragii mei, nu este un motiv întemeiat în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos ne-a spus următoarele cuvinte. Foarte clar. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Ioan, capitolul 16, versetul 33. Tot el ne mai spune, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Iar Apostolul Pavel îndemna într-un mod conștiincios în capitolul 14, versetul 22, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Sau, în Tite sau în capitolul 3, versetul 4. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea de suferit necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Suferința, dragilor, este parte din formarea noastră spre desăvârșirea cerută de Dumnezeu. Amin? Amin. Să nu fugim de ea, pentru că ea ne cizelează și ne formează, așa cum presiunea olarului formează vasul
spre ulterioara sa folosință. Multa învățătură care astăzi se propagă prin diferite și diferite medii, mai numită și învățătura Evangheliei, nu conține în sine acest mesaj și al suferinței în viața noastră. De aceea foarte mulți în aceste serii, spectacole mai mult, conferințe și alte și alte manifestări, se dezlănțuie ca val după val de bucurie, bucurie și iar bucurie. Niciun cuvânt despre suferință. Îl primesc îndată. Spune cuvântul. Îndată și primesc. Mâna sus, mâna sus. După două luni de zile, ca o smuznicării, au venit un val și o încercare peste credința dumnealor, atât de nestatornică, neavând ca fundament suferința, ca acceptare în viața noastră, ca fiind parte din Harul lui Dumnezeu și omul se leapădă. Doamne! Stăm și ne mirăm de atâtea ori. Cum te s-o lăsa drumul acela de pocăință? De ce? Fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu conține și acceptarea suferinței în viața noastră, fraților. Amin! Acum am o întrebare. Mesajul de cele mai multe ori nu are această componentă acceptată în viața noastră. Și să dăm câteva exemple. Unul dintre ele este acela de a fi prigonit, celălalt emigrat, celălalt părăsit, altul alungat, divorțat, bătut, pedepsit, izolat, scuipat și neacceptat de ceilalți din jurul tău. Întrebare. Când pui aceste calități binecuvântate, acceptate, de când de Hristos, Domnul, în viața ta, acest har minunat de a suferi împreună cu Hristos, pe oameni, câți ar mai ridica mâna? V-ați întrebat lucrul acesta? Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, prieten drag, căci Dumnezeu ți-a făcut mare har ca să asculți aceste cuvinte astăzi și să te gândești bine să pui la fundația temeliei tale, fiindcă Dumnezeu te-a cercetat ca să te întorci la El. Iar dacă te-ai hotărât să iei cerere de botez, gândește-te bine că poți trece prin aceste încercări. Din ce cauză? Pentru a fi sfințit și pentru a fi la o vreme potrivită cu Tatăl Ceresc sus în ceruri, acolo și numai acolo unde se ancorează definitiv corabia vieții noastre. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, capitolul 4, versetul 16 și 17. Tot așa cei înfățișați prin sămânța căzută în locuri stâncoase sunt aceia care, când au cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în el și țin până la o vreme, și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Așa este? În Psalmul 22 cu 24 ni se spune că cel nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui norocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. Iar în Romani, capitolul 8, versetul 28, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Iar astăzi, preoți, ținem caz, ne vom aminti și ne vom reaminti și ne vom învăța între noi să acceptăm suferințele pe care Dumnezeu și prin care Dumnezeu dorește să ne modeleze. Domnul Iisus Hristos ne avertiza lămurit și ne spunea clar despre tânguiri și suferințe prin care vom trece în Ioan, capitolul 16, versetul 20 și 22. Adevărat, adevărat vă spun, că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum, sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Și exclama eu și spunea într-un mod cercetat de Duhul lui Dumnezeu, chiar acum, martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locuri înalte, versetul 19. Duhul lui Dumnezeu cercetează pe fiecare om în încercare. Nu există un om care să nu fie cercetat și încercând Dumnezeu să mângâie pe om în încercarea lui.
De cele mai multe ori se pierde această ancoră în furtuna care se dezlănțuie peste viața noastră. Se pot vedea prin ochii credinței astfel de lucruri. Să vezi pe Creatorul și Dumnezeul tău cel mare, stându-ți în față, cercetându-te și mângâindu-te, stai mare lucru. Să le poți afirma în mijlocul necazului, este ceva cu totul și cu totul deosebit. Să poată spune eu aceste mari adevăruri când a șezut pe dita mai cu roapa de cenușă și de gunoi ce era acolo, atunci când simțurile erau bombardate de durere, ca vin ca val și val după val și încercare după încercare. Aceasta înseamnă să ai credință în Dumnezeu. Amin! Aceasta este o credință adevărată și vie care se rasă cercetată și în momentul respectiv al încercării. Dar iată, ulterior merge și mai departe și arată o credință activă și în viitor. Credința nu este acum în acest moment, nu numai acum, ci ea crede și nădăjduiește în altceva ceva să fie, în acel port ceresc, în care în sfârșit noi vom ancora. Dumneata și cu mine, așa să ne ajute Dumnezeu la fiecare. Amin. Iată ce exclama el în Iov, capitolul 19, versetul 23 până la 27. O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Aceasta este credința, dragilor. Credința cea dreaptă și adevărată, care are în componența ei o nădejde, o tânjire după acea minunată întâlnire cu Creatorul și cu Dumnezeul nostru. Iată ce ne spune în Evrei, capitolul 11, versetul 1 Apostol. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și tare mi-a plăcut cântarea, pe care tocmai am cântat-o. Și de multe ori mult conținut pe care o predică, pe care o învățătură poate să o aducă prin un frate, Dumnezeu. Dumneata deja, și cu mine deja am cântat, o sinteză extraordinară pe care noi, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ne-am bucurat și am cântat. Pe oceanul infinit, am să vă citesc. Pe oceanul infinit cu valuri, noaptea m-a cuprins. Plutesc spre casă obosit, sunt deznădăjduit. Privesc în noapte, singur sunt, n-am niciun ajutor. Lovit de valuri sunt, Iisus, vino fi salvator. Din depărtări zăresc lumină, acolo eu plutesc, acolo vreau să ancorez pe malul tău ceresc. Voi înfrunta orice necaz. Eu nu mă îndoiesc că tu ești salvatorul meu, prin tine eu trăiesc. Amin. Ești speranța mea, Iisuse, chiar de simt că sunt înfrânt. Te rog, nu mă lăsa singur, salvatorul meu iubit. Amin. Omul lui Dumnezeu rămâne credincios și ancorat în Dumnezeu și în vreme de suferință, nu numai în vreme de bine și de apă liniștită. Când furtuna se stârnește și când vremea încercării începe să vină peste corabia vieții noastre, atunci poziția cea mai normală pentru toți cei ce sunt în corabie, gravă, este de a strânge pânzele. A le pune la adăpost pentru ca să nu fie sfâșiate de furtună. Un alt aspect care îl face echiparul la porunca comandantului de navă este de a arunca absolut tot ceea ce este greu înăuntru în această corabie și care poate pune în pericol corabia, însă se nu poate pluti în voia celui val, într-o parte și într-o altă. Astfel, dacă ea se adâncește prea tare în acel val, apa din exterior intră într-o corabie și va câștiga mai multă și mai multă și mai multă greutate și corabia se va scurge. Dar păzește-ne, Doamne, de așa ceva. Dar ce nu va face niciodată un matelot, un marinar binecuvântat de Dumnezeu, cu înțelepciune, este a nu-și tăia ancora. Oricât e grea ar fi ea, că doar ați văzut ancore, sunt mari și grele.
întotdeauna este cu ochii de ancoră, ca nu cumva ea să dispară în încercarea respectivă, dar ulterior, când furtuna s-a potolit, când varul s-a domolit, el să nu mai poată ancora pentru reparații. Corăbierii ceilalți care sunt în corabie să nu se poată apropia de țărm și să aducă cele de trebuință reparații. Este un lucru extraordinar de important să știm că a ne tăia ancora noastră, noi cu mânuța noastră, nu se face. Mai mult, atunci când cineva trece prin încercare, când cineva este supus unui val, după val și o furtună deosebită de mare, noi am numit-o în această zi, în zi și în vreme de suferință, în zi de încercare, la un moment dat se cânta în cântări. Dar s-ar putea să fie cronicizată această încercare. Să fie lungă, să fie mai mult de o săptămână, să fie mai mult de o lună, să fie mai mult de un an, să fie ani și ani de încercare peste o persoană, peste un frate, peste o familie, cu probleme și cu frământări în familiile dumneavoastră. Totuși, întrebarea care se pune, au oare acești frați credință? Spun majoritatea prietenilor, exact ca și prietenilor lor. Unde ți este credința? De ce nu stă Dumnezeu răspuns la rugăciunile tale? Cât e de fals și cât e de neadevărat să gândești tu și cu mine din greșeală. Și Dumnezeu să ne ia de greșeală asta. Că atunci când valurile sunt mai mari, dumneata să-ți arunci ancora. Unde ați văzut dumneavoastră un corăbier să facă o astfel de greșeală? Știți că nu se face cu acesta, nu? Pentru că deasupra ancorei noastre există un Domn care a îngăduit o furtună peste noi și până când timpul furtunii nu se va avea, până timpul încercării nu se va isprăvi, nu există soluție pentru noi, din punctul acesta de vedere, decât au acceptat, așa cum și oamenii lui Dumnezeu au acceptat-o peste viața lor. Că noi ne frământăm, că noi ne ducem încoace și încolo, Domnul ne spune, lămurit lui, nu vă îngrijorați de nimic. El ne poartă toate problemele și toate poverile noastre. Aruncați-le asupra Lui. Haideți să rămânem ancorați în El. Chiar dacă ceilalți din jur te vor întreba, unde ți este credința? Și ți este pusă la încercare, așa este. Dumneata ai nădejde că dragostea lui Dumnezeu te va binecuvânta la capăt și la final de prelucrare. Din punct de vedere duhovnicesc, singura ancoră care funcționează pentru ființa umană, unica gândită de Dumnezeu pentru acest scop, este credința în El. Dependența totală de Dumnezeu. Se întâmplă deseori, după cum ați văzut chiar în Ioan, capitolul 5, cu versetul 13, dacă ești bun să pui, ca să trecem prin diferite probleme și suferințe din punct de vedere biologic. Și noi, efectiv, în acele momente, să ne gândim, Ioan, capitolul, Iacov, capitolul 5, versetul 13 în jos. Iacov. Ca atunci când sunt bolnavi între noi, când sunt frații noștri în încercare, să chemăm pe frații noștri presbiteri și să se roage pentru cei care trec în încercare. Din acest punct de vedere, este o soluție extraordinară că atunci când cineva este bolnav, când este într-o încercare, să se procedeze la felul acesta. Totuși, sunt situații ca acel frate sau acea soră să nu se vindece. Personal, am trecut dintr-o astfel de experiență cu pruncul meu și deseori îmi puneam întrebarea, tati, din ce cauză ne-am rugat? A venit fratele, am făcut ungerea cu un de lemn și nu s-a întâmplat nimic. Acum, în cealaltă zi, pușcați și celălalt plămân. Credința a fost pusă la încercare. Și aș vrea, dacă cumva, cineva dintre noi a trecut printr-o astfel de experiență, să înțeleagă că una este poziția noastră, ca și oameni, de a înțelege lucrurile, și alta este dorința lui Dumnezeu. Deseori când afirmăm multe și multe lucruri, le afirmăm fiindcă acea cârmă a corabiei noastre nu mai funcționează așa cum trebuie și noi nu mai stăm la acea cârmă. Aș vrea să vedem din acest punct de vedere și să înțelegem
Că atunci când noi ne rugăm și când cerem de la Dumnezeu binecuvântare și vindecare peste un caz, peste o problemă, anume, o putem face cu credință. Cu credință. Săptămâna viitoare de întreb, vei mai apela din nou la serviciile fraților? La același serviciu de ungere? Și nu se mai întâmplă nimic. A treia oară, peste trei săptămâni, o faci la fel. Aș vrea ca astăzi Dumnezeu să corecteze astfel de situații, dacă sunt. Și să acceptăm în viața noastră, așa cum și Apostolul Pavel a acceptat țepușul, când s-a rugat. De trei ori m-am rugat ca să-mi fie îndepărtat. Răspunsul Domnului a fost: harul meu în încercare ți este de ajuns. Acum, dacă noi am fost învățați atâta și atâta și atâta de bine, dar incomplet. Să introducem în mesajul pe care Dumnezeu ne-l dă și această valență care reprezintă acceptarea harului Dumnezeu în viața noastră. Pentru că El dorește să ne modeleze într-un mod anume. Sunt situații în care sunt familii cu copii deosebit de încercați. Când stai doar ca și spectator și te uiți la așa ceva, să știi că Dumnezeu nu trece nepăsător. Aș dori ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem când sunt astfel de situații între noi. Noi suntem chemați să devenim familia lor. Și în încercare să punem mâna, că încercarea nu e a lor, ci a noastră, fraților. Și Dumnezeu ne cearcă și ne spune: am fost bolnav și n-ați venit să mă vedeți. Tu, Iisuse, bolnav? Fiul lui Dumnezeu bolnav? Da! Doamne, lucrează la inimile noastre și așa cum spunea cântarea, dă-mi o inimă nouă transformată, nu de spectacol, ci de adevăr. Adevărul tău complet al cuvântului tău, care să acționeze astăzi, acum și aici, în vecii vecilor. Mărește-ne credința. El cel rău știe să construiască întotdeauna lucrări de imitație, care să semene extraordinar de bine cu această ancoră. Dar după cum am văzut, până la final, orice lucru greu, care nu este legat de corabă, care nu este legat în Dumnezeu, sfârșește a fi aruncat afară în mare. Satan ne construiește așa cum ne-a construit și în jurul lui Iov, a dat binecuvântare, spune Dumnezeu, dar n-a știut răspunsul lui Iov. N-a știut răspunsul lui Iov. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat, a acceptat Iov harul lui Dumnezeu în viața lui, a acceptat și cealaltă parte latentă care pe care nouă ne creează atâtea și atâtea probleme când dă greu peste noi, a acceptat oare câți dintre noi am putea să spunem astfel de lucruri. Am stat și m-am coborât în mine însuși și am spus-o: Doamne, nu cred. Nu cred că am să o pot spune. E greu. Nu știu. Doamne, te rog frumos, întărește-mă. Domnul să te întărească și pe tine la vremea încercării totale și maxime. Că atunci când valul vine, să te găsești ancorat în El. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 24, cu versetul 10, dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Copilul lui Dumnezeu se încredințează celui atotputernic și în ziua necazului, la fel ca și în ziua binei. Iar în Ieremia, capitolul 16, cu versetul 19, spune așa cuvântul: Doamne, tăria, cetățuia și scăparea mea în ziua necazului. Sau în Naum, versetul 1, capitolul 1, versetul 7. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încrede în El. Iar Apostolul Iacob ne întărește acest adevăr. Că atunci când trece prin încercări, credința noastră efectivă ne este probată și testată. Iacov, capitolul 1, cu versetul 7. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Sau cum bine spunea Iov, arătându-și părtășia sa cu Dumnezeu,
sub privirile celui atotputernic, așa cum ar trebui să fim și noi. Exact cum spunea un frate anterior, doar acum câteva zile. Nu faptul că venim aici și transformăm pe Iisus Hristos într-un invitat. Noi suntem invitați pe această planetă, frate, în existența asta. El este prezent întotdeauna, atât aici, cât și afară. Și la locurile noastre. Iată-L pe Iov exclamând această relație și părtășie deosebită cu Dumnezeu. În Iov, capitolul 23, versetul 10 până la versetul 12. Dar El știe ce care l-am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aur. Piciorul meu s-a ținut de pașii Lui, am ținut calea Lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor Lui. Mi-am plecat voia la cuvintele Lui, iar mai apoi, un cuvânt mare de har și de îndurare, un cuvânt de mângâiere totodată pe care Duhul Sfânt Mângâietorul l-a dăruit, prin învățătura apostolică, în epistola către Petru, a lui Petru, în întâia epistola lui Petru, epistola sobornicească, capitolul 1, versetul 5 până la versetul 9. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de-apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, interesant, vă bucurați mult, cantitativ, vă bucurați extraordinar de mult, vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare, cândva, în portul ceresc, lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în El fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin! Spunea John Clare, omul cântat. Eu cred că necazurile noastre repetate nu cad asupra noastră asemenea trăsne, asupra unui copac putred, distrugându-l mai mult, ci mai degrabă, asemenea loviturilor unui sculptor ilustru asupra blocului de marmură, în care va lua formă, o imagine a frumuseții și splendorii dumnezeiești. Dacă prezența divină se face simțită, spunea el, nici o soartă nu este rea. Dacă îi vei vedea mâna, nici o întâmplare nu va veni ca o surpriză. Totuși, exemplul desăvârșit îl conferă Domnul nostru Iisus Hristos. Tot ce-o întreb spunea la un moment dat. Un singur fiu a avut Dumnezeu fără păcat, dar niciunul fără întristare, necaz și suferință. Acum există un pericol foarte mare, după cum am văzut, pentru ca cineva să intre și să judece pe un om trecut prin necazuri, prin încercări. Partea cea mai adevărată la ceea ce doresc să aminte și ceea ce Dumnezeu dorește să amintească în această dimineață, este că deseori nu îl recunoaștem pe Iisus Hristos în acea încercare, în acel frate care este încercat. Și de multe ori îl condamnăm. Acest lucru s-a petrecut și în Isaia. Mi se spune în capitolul 54 de la versetul 1 până la versetul 4. Cine a crezut în ceea ce mi se deschis? Cine a crezut, a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o grață slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Credința în Dumnezeu și harul Său sunt acelea care participă la formarea noastră ca și copiii Săi. Un alt exemplu este ceea ce Iov spunea. Domnul a dat, Domnul a luat.
fire în numele Domnului binecuvântat, acceptând acest har, noi acceptăm să ne ancorăm credința în Iisus Hristos. Exemplul pe care vi l-am spus mai înainte, aș dori să-l reamintim și să vedem în cartea Epistola către Corinteni a doua, citindu-l de la capitolul 12 până de la versetul 7 până la versetul 10 inclusiv, să vedem felul în care Apostolul Pavel a înțeles să accepte și suferința în viața lui, pentru un motiv anume și pentru o dezvoltare armonioasă, așa precum o dorea Dumnezeu, Creatorul Său, pentru desăvârșirea Lui, dar și a celorlalți care îl ascultau. Exact cum El învăța, la un moment dat de Filipeni, vechează asupra ta însuți, ceea ce înveți tu pe ceilalți, pentru că în felul acesta devenim liberi din însuți și de cei ce ascultă. E foarte important ca să acceptăm Harul lui Dumnezeu, nu numai la nivel teoretic, ci și în viața noastră, să-L acceptăm și să-L punem în practică. Haideți să vedem ce spunea Apostolul Pavel, de la versetul 7 până la versetul 10, din 2 Corinteni. Și, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus punțe puși în carne. Un sol al Satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice, să mă îngânfe. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Iar mai apoi și El mi-a zis. Harul meu ți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăceri în strâmtorări, în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Nu este un joc de cuvinte, frații. El nu încerca prin teologia și prin învățătura pe care de multe ori astăzi mi se aduce să prindă pe cineva printr-un șiretric anume, printr-un joc de cuvinte. Era adevărul, frate. Toată viața lui mi s-a arătat acest mare adevăr. În închisoare, spre exemplu, Pavel și Sila cântau și mulțumeau lui Dumnezeu. Câți dintre noi ar mai face lucrul acesta în strâmbă și grea închisoare, prinși și legați în butuci? El, ceea ce spunea și trăia. Să ne ajute Dumnezeu la fiecare, ca să acceptăm Harul lui Dumnezeu și credința cea adevărată în Hristos Iisus, care are această componență și a suferinței în viața noastră. Iar mai apoi, în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9, ni se spune tot de către El, căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostoli, oameni cei mai de pe urmă niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Versetul 11 și versetul 13, versetul 13. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Cum suntem vorbiți pe rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca noi în lumea acesteia, ca lepădătura tuturor. Câți dintre noi ne-a procedat în felul acesta? Cum suntem vorbiți pe rău, ce facem? Când suntem prigoniți, când suntem ocărâți, ne rugăm, ne rugăm pentru cei care ne prigonesc. Dacă se aprinde și fierbe sângele dumitale, doresc să spun că sângele Domnului Iisus Hristos te-a vindecat. Lasă-L pe El, nu lăsa sângele tău. Pune-ți toată inima ta, așa cum spunea astăzi cântarea, la dispoziția lui Dumnezeu. Și El să te schimbe și nu firea și nu carnea să vorbească prin tine. Primește-L și crede-L pe El ca împărat, nu ca și invitat. El rămâne ca împărat. Câtă vreme tu ești ca invitat și de multe ori ți se recomandă să mă înviți. Nu e bine, fratele meu. Văd din El Domnul vieții tale, închine-te Lui. Ceea ce Lui poate nu pricepem astăzi este legalitatea și monarhia. Pentru că s-a pierdut acest mare har. Dacă vrei să spun un lucru, astăzi dumneata ai un rege și dorește ca să te binecuvinteze într-un chip așa cum nimeni nu o poate face, nici un rege de pe fața Pământului. Pentru că El însuși
Este regele! Este regele regilor! Așa Dumnezeu să te binecuvinteze și să schimbe toate lucrurile. Așa suntem și noi astăzi, preobiților, frați. Văzuți și de cele mai multe ori neînțelegi pe cei mai mulți. Deoarece și Iisus nu a fost crezut și înțeles, la fel ca și Iov, la fel ca și ceilalți prieteni lui care l-au condamnat și n-au acceptat mesajul lui Dumnezeu. Acum, întrebarea care se pune este dacă noi ne comportăm și dăm dovadă a împlinirii Domnului Iisus Hristos, a învățăturii sale în viața noastră. Astăzi, ca să mergi într-o misiune, în primul rând se întreabă dacă ai bani pentru treaba asta. Ei o făceau chiar dacă nu aveau bani. Tot o făceau. Mergeau din coace în coace. Și dacă mi este asigurată mâncare la restaurant, am să vii, fraților, dacă nu să fii sănătoși. Camera la hotel? Da, e bine, frumos, respectuos, trebuie să facem lucrul acesta. Dar sunt situații, cum ar fi, în zona Africii, în zona Tibetului, în zona Chinei, în care nimeni nu te așteaptă cu nicio tavă. Nu se prea este nimic acolo, fraților. Au trecut 2000 de ani de atunci. Și spune cuvântul, când va ajunge această Evanghelie la capătul pământului, atunci El va veni. Pentru că bate în pasul pe loc și tare ni drag și foarte ni drag nouă să punem lumina sub obroc. Doamne, dacă tot pricepem cuvântul Tău și dacă tot suntem deschiși pentru suferință, am vrea să suferim pentru Tine. Dacă ne-ai trimis la această margine de pământ, Doamne, dă putere și deslușire fraților să învețe limba spaniolă. Doamne, dă putere să se adreseze și limba spaniolă neamului în care ne-ai trimis, Doamne. Dacă sunt frați care doresc să învețe și limba engleză dacă trebuie, sunt atâția oameni, dacă vreți limba arabă, cine vrea limba chineză, poate să meargă și în China, fraților. Este nevoie de misionari și în China. Asta înseamnă să accept ce? În Cuvântul lui Dumnezeu să accept și ideea. De multe ori să se merge pe ideea. Măcar că nu idee. Că ai fi pribonit. Acesta este un mare adevăr. Și de fiecare dată când vom da înapoi, vom lua noi toată cosmetica noastră care ne place așa de mult să ne înfășurăm în jurul nostru și vom arăta așa de fain. Cum o fac la biserică astăzi, fain. Dar de câte ori am mai spus noi extraordinar, m-a tăiat iar cuvântul. M-a durut iar și mulțumesc Domnului, pentru că am înțeles că trebuie să mai las ceva din greutățile din corabia asta mea. Și să mă gândesc, Doamne, la mântuirea Scripturii pe care Dumnezeu o dă atâta mea, cât și a celorlalți pentru care Tu însuți m-ai trimis. Iar acum, ca și încheiere, aș dori să vă recitesc câteva meditații duhovnicești pe care le-am găsit și din alte surse. Dumnezeu putea să-l ferească pe Daniel de groapa cu lei, pe Pavel și pe Sila, secruțe de închisoare. Sau putea să-i cruțe pe și trei tineri evrei de cuptor încinți. Însă, Dumnezeu nu ne-a promis niciodată să ne ferească de necazuri, ci doar a promis doar să ne treacă avându-l pe el alături, spunea Mel Rosen. Beethoven a compus cea mai bună muzică a sa după ce a surzit complet. Apoi, Blaise Pascal a făcut cele mai profunde observații despre om și Dumnezeu, despre viață și moarte, în acele perioade de cruntă suferință, spunea Robert G. Craig. Iar mai apoi, sfinte și binecuvântate meditații pe care le-a lăsat ca și perle duhovnicești, culese de fratele Nicolae Moldoveanu, aș dori să le reamintesc rostite de către fratele Richard Munda, un om deosebit de încercat, care a rămas ancorat în Hristos până în ultima clipă. Avem exemple în viața noastră cea de zi cu zi, fraților. El nu ne-a chemat pe noi la confortul lumea acestea, fiindcă tot ce vedeți, totul se va prăpădi și se va duce la lumea asta. El ne-a chemat pe El ca până atunci când să ajungem în acel port ceresc și binecuvântat a patriei cerești, dorită de mulți, de cei mai mulți. Să ne vrednicească și să ne dea putere ca să nu ne lăsăm de El, să ne ancorăm de El, ca și în vreme bună și în vreme rea. Suferința e sfântă. Nu risipi niciodată cea mai mică parte din ea. Celui ce iubește adevărul nu este greu să sufere pentru El. Nici o furtună nu poate ține mai mult decât timpul hotărât.
Pământul nesfâșiat de plumb aduce spini și mărăcini. Așa cum păștele sfăulesc adesea cuibul între spini, știindu-se în siguranță acolo, și noi am găsit un cuib sigur pentru sufletele noastre între spinii pe care i-a purtat Domnul nostru Iisus Hristos. Acolo nu ajunge mâna varelui, marelui vrăjmaș. Suferința trezește pe oameni la adevărul că lucrurile acestei lumi, de care inimile ne erau alipite, sunt deșertăciuni. Dacă nu ești în stare să suferi dintre dureri, nu vei putea să bei din cupa mângâierii. Sufletul cu adevărat credincios este pentru Iisus ca un crin în mijlocul spinilor. Crinul nu toarce și nu țese haina sigur. Dumnezeu este Cel care îl împodobește. Așa și cu cel credincios. El are o neprihănire dăruită de Dumnezeu. Haideți, preobiți frații, ridicați în picioare.